Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre multe parfumuri de pe Dubai Collection. Unele sunt noi pentru mine, unele sunt nou apărute pe Dubai Collection și am aici o grămadă de mostre despre care să vorbim. Sunt aici și parfumuri mai noi și parfumuri mai vechi și am și multe parfumuri full size despre care să discutăm astăzi și pentru femei și pentru bărbați. O să încep cu parfumurile pe care le-am recumpărat de pe Dubai Collection pentru că, haideți să vă explic, avem aici Zenobia, Maison Asrar. Este un parfum pe care eu l-am mai cumpărat și mi-a plăcut foarte mult, dar l-am făcut cadou și mi l-am recumpărat pentru că am vrut să-l am neapărat în colecția mea și îmi place mult genul acesta de parfum. Este un parfum inspirat de Rouge Malachi și avem aici Zenobia, Maison Asrar, are 100 de mililitri, are o sticlă absolut minunată, minunată, foarte bine făcută, la fel este și parfumul, cred că este în jur de 80 și ceva de lei, puteți să folosiți și codul meu CC05 ca să mai aveți un mic discount la comanda voastră și Zenobia. Zenobia este un parfum, eu n-am testat originalul din care este inspirat acesta, însă mie îmi place mult acest Zenobia pentru că este super sofisticat, ce să zic, este un parfum la prețul pe care îl are, sofisticat, feminin, intens, persistă bine, tuberoze picante, vanilie, este dulce, este foarte elegant, sofisticat, după cum vă spuneam. Vai, cum miroase de bine. Foarte bine miroase. Deci, avem aici un parfum care miroase a scump și care are un preț super mic. Îmi place de nu mai pot, îl văd elegant, îl văd și de seară, îl văd și de zi. Poate pentru vreme mai rece ziua. Dar este genul acela de parfum, îmi dă același vibe, cum îmi dă și Valentino Donna Born in Roma Intens, același vibe, nu același miros. Cumva acolo găsim iasomie, tot așa spicy și caldă și din nou un parfum sexy și elegant, așa este aici tuberoza, spicy, elegantă, dulce, caldă, cremoasă, minunată. Parfumul acesta este minunat pentru prețul pe care îl are. Și trebuia neapărat să mi-l recumpăr. Mergem mai departe cu un alt parfum recumpărat. Cred că v-ați gândit că v-am înnebunit cu Mojo. Trebuia neapărat să am un backup pentru că ador parfumul acesta. Din nou este un parfum care este o bombiță. O bombiță fructată, persistentă și îmi place la nebunie, de aceea mi-am luat încă una să am backup pentru că mai am puțin în celălalt și nu știu cum stăm cu stocurile, nu vreau să rămân fără el. Are foarte frumoasă prezentarea, nu l-am mai desfăcut pe acesta pentru că am deja unul desfăcut, puteți să-l vedeți în clipul trecut cu Barbie, acolo l-am adăugat și pe el și da, Twins Paris, Mojo, preferatul meu de la Twins. Următorul parfum este pentru bărbați și avem aici Aventura de la Pandora Scent. Seamănă foarte bine prezentarea, cutia asta seamănă cu cea de la Twins. Modul în care se deschide și sticluța seamănă un pic, doar că nu avem capac pe magnet la Aventura și mi se pare că găsiți și o variantă mai mare, dar mie îmi plac foarte mult variantele astea de 50 de mililitri. Aventura este inspirat de Creed Aventus, de nebunia aceea pe care toată lumea o iubește și foarte frumoasă este sticla, micuță așa, v-am zis că nu este pe magnet, cum este la Mojo. Mojo are capac pe magnet, aici avem capac normal, arată foarte bine și miroase foarte bine. Din nou este un parfum la un preț super, super bun, care poate fi purtat și de femei și de bărbați.
Eu una nu l-aș purta pentru că nu este genul meu, chiar dacă îl văd așa unisex. Avem în deschidere ananas, bergamot, coacăze negre și măr. Cred că simt un ananas proaspăt. Simte foarte bine, da, se simte ananasul, dar și ceva citrice. Nu neapărat simt mărul sau coacăze, nu simt asta, poate o combinație de ananas și citrice. Apoi în mijloc avem mesteacă, în paciulie, iasomie, marocană și trandafir și în bază avem musc, lichen, ambergris și vanilie. Eu l-am mai testat și pe el, îmi place foarte mult, poate să fie un parfum unisex, dar v-am zis, l-am luat pentru băieți, nu o să-l port eu pentru că nu este genul meu, dar știu că merge. Merge și la femei și la bărbați. Uite că nu am testat și eu Creed pentru femei și chiar sunt curioasă cum este, dar acesta chiar îmi place cum miroase, este proaspăt, e... Mi se pare versatil parfumul acesta. Următorul parfum este tot pentru bărbați, este vorba despre Alfares by Gulf Orchid. Este inspirat de parfumul Stronger With You, Emporio Armani. Și acesta ce preț are? Ia să vedem. Are 85 de mililitri și prețul este de 79 de lei. Dar mai am aici unul care se numește Daham și el este inspirat de Stronger With You, dar cred că este în jur de 200 de lei. O să vă spun ce am observat eu între cele două, care sunt două parfumuri inspirate din același parfum. Avem aici Alfares, are o sticlă drăguță, grea, cumva în degrade și să știți că persistă foarte bine. L-am avut pe mână și chiar l-am simțit mult timp doar de pe piele, dar cred că este super ok atunci când îl folosești normal așa, în ploaie. Acesta are o deschidere masculină, proaspătă, condimentată cumva și îmi place foarte mult ca și Stronger With You. Îmi place când se dezvoltă și când se îndulcește și eu în original am simțit nota de castan care m-a dus întotdeauna cu gândul la This Is Her de la Zadig & Voltaire, pe care acea parte din Stronger With You nu o simt aici. Nu pot să zic că îl simt la fel ca și pe Stronger With You. Nu l-am mai mirosit de ceva timp, deși mai am sticla goală, dar pot să spun că nu trebuie să-l priviți neapărat ca și pe Stronger With You, ci ca și pe un parfum de sine stătător pentru bărbat la un preț super ok, care miroase bine și se dezvoltă foarte bine și ce să mai zic de preț, este unul mic. Îmi place parfumul, nu pot să spun că îmi dă același vibe, cel puțin pentru mine, oricum nu l-am luat pentru mine, dar îmi plăcea foarte mult partea aceea din Stronger With You, partea aceea cumva îmi ieșea în evidență nota de castan pe care aici nu o simt. Îl simt diferit, asta este, dar cel puțin când se dezvoltă, nu mai știu cum era deschiderea. Dar pentru prețul pe care îl are, este un parfum masculin foarte frumos și îmi place că se dezvoltă și la fel dulce, persistă bine. Mai avem aici Daham. Aici am simțit un parfum mai curățel decât Alfares, dar are și un preț mai mare și cumva se apropie de original și... Da, îmi place mai mult cum miroase Daham, dar ca să dai 200 în loc de 300, nu știu dacă se merită, acum fiecare face cum vrea. Îmi place mai mult acesta, mi se pare mai curățel, mai bine făcut, parcă și când se dezvoltă este ceva mai intens și mai dulce, dar da, v-am zis, diferența este între cele două, mi se pare mai bine făcut Daham, dar acesta are un preț mai mic și mi se pare că mai degrabă cumperi un parfum mai ieftin inspirat din alt parfum pe care îl poți lua totuși la un preț accesibil. Trecem mai departe la o nebunie de parfum, este vorba despre Metallico de la Emir.
Și am știut de când l-am luat că merg la risc, am știut de când l-am luat că este ceva mai ciudat și chiar este. Imediat îl caut și pe el să vă spun ce note are, știu că are aldehide. Știu că are aldehide, hai să-l deschidem și pe el. Avem în deschidere aldehide, piper roz și bergamot, în mijloc avem heliotrop, păducel și lăcrămioare. În bază avem vanilie, ambre, tânalbă de mosc, balsam de peru și lemn de santal. Chiar este un parfum destul de ciudățel. Capacul nu stă el extraordinar de bine, nu pot să zic, sticla este din nou una grea, după cum vedeți este oglindă și capacul e destul de ușurel, cumva este metal și capacul este de plastic pe interior. Hai să vedem. Aici este chiar un parfum foarte ciudat, un parfum pe care nu vi-l recomand să-l cumpărați fără să-l testați înainte. Da. Are ceva metalic. Să știți că prima dată nu mi s-a părut. Cumva mi se părea că este ceva ciudat. Ceva curat. Ciudat. Dar are ceva metalic. Până la urmă am detectat de unde vine numele. Nu știu cum să vă descriu parfumul acesta. Nu știu cum să vi-l descriu. Dar dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, măcar să vedeți cum este un parfum ciudățel, dar un parfum care te atrage și te respinge în același timp, deci este foarte interesant în primul rând, te atrage și te respinge, este curat, este dulce cu ceva metalico ciudat acolo, este ceva dulce, plăcut, combinat cu ceva metalic. Am văzut la un moment dat o descriere care mi-a atras atenția. Spunea cineva despre Tom Ford Metallic că este un parfum cu așternuturi curate pe care ai vărsat o înghețată de vanilie. Nu are nicio treabă. Nicio treabă. Poate să... Nu. Nu știu să vă descriu acest parfum. Testați-l, luați-vă o mostră, testați-l măcar așa să vedeți un parfum interesant, o ciudat. Dar sunt curioasă dacă l-ați testat și ce părere aveți voi despre el. Dacă ați testat originalul, dacă l-ați testat pe acesta, luați-vă o mostră și testați-l și voi să vedeți ceva total diferit. Deci n-am mirosit niciodată așa ceva. Nici nu vreau să mă pronunț că îmi place sau nu-mi place, pentru că nu l-am purtat să văd cum îl simt în aer. Nu știu pentru ce perioada anului este mai potrivit. Nu știu. Și vreau să-l analizez mai bine, nu vreau să mă pronunț în legătură cu el, vreau să-l mai las să se mai așeze, nu știu. Să-l port în perioadă rece, să-l port când e răcoare, când e cald și să văd care-i treaba, că nu știu ce să vă spun despre el. Da, ăsta este Emir Metallico. Și haideți să trecem la mostrele parfumate. Ok, hai să vedem ce avem aici. Ruj Imperial. Ruj Imperial este un parfum nou pe Dubai Collection. Cum se numește? Nu știu cum se numește exact, dar o să vă scriu pe ecran. Da, este foarte floral. Flori, multe flori, un buchet de flori. Am văzut că este... Mi se pare că miroase a trandafir. Ruj Imperial, da. Parcă miroase a trandafir. Cumva mă duce cu gândul la Chloe. Mă duce un pic cu gândul la Chloe, la un trandafir, la un bujor, ceva de genul. Miroase bine și are și un preț super mic, cred că este 65 de lei parfumul acesta. Îmi place cum miroase, dar nu mi l-aș cumpăra pentru că am în Chloe și altele care miros în genul ăsta. Nu este nimic unic, dar miroase bine. Ok, hai să-l vedem și pe celălalt, care este de la același brand. Unde e? Ia să-l căutăm aici. Ok, l-am găsit. Este vorba despre
pudră d'ivoir. Ia să vedem ce note are pudră d'ivoir. Hai să vedem ce note are acest pudră d'ivoir. Are în vârf pară și coacăze negre, în mijloc avem lemn de chihlimbar, paciuli, vanilie și caramel și în bază avem flori albe, iris și floare de portocal. Ok. V-am zis că eu le-am mai testat și mi s-a părut că acesta persistă destul de puțin. Adică, miroase a ceva amărui. Flori amărui. Nu știu, ca un crin. Ca un crin, dar... Nu are fructe, nu mi se pare că miroase a fructe, mi se pare că miroase a flori albe. Este pudrat, dar un floral pudrat. Mi miroase a crin. Da, acesta mi s-a părut că persistă mai puțin decât celălalt. Dar din nou vă spun că sunt niște parfumuri la niște prețuri super, super accesibile. Mai departe, trecem la Rose Edict. Mi-a plăcut foarte mult sticla. Este inspirat de Rose Prick. Rose Prick de la Tom Ford. Așa, și avem ca și note. Piper de Sichuan, curcumă, în mijloc avem trandafir de mai 3 tipuri de trandafir și în bază avem paciuli și boabe tonka. Să știți că este un parfum foarte frumos, iar sticla este superbă. Și avem aici un parfum cu multe nuanțe de trandafir, cu multe nuanțe trandafirii, un parfum care miroase a roz, exact așa cum vedeți și sticla. Este dulceag și v-am zis, are multe nuanțe de trandafir, se simte și un trandafir roz, miroase foarte bine. Un alt fel de trandafir se simte aici, nu este parfumul acela cu trandafir în niciun caz bulgăresc. Miroase bine, este cumva un parfum care miroase a roz cu nuanțe de trandafir, cu multe nuanțe de trandafir, dar și parcă un trandafir fructat așa. Nu știu, știu că este un trandafir care se simte fructat. Dar miroase bine. Dacă vă place trandafirul, dacă vă plac parfumurile florale, este foarte frumos acesta. Îmi place mult și sticluța. Următorul, vai, am descoperit un parfum bombiță. Bombiță, Magic Oud Calimat. Magic Oud Calimat. Haideți să vă spun că eram super curioasă de acest parfum, am văzut multe recenzii despre el și miroase extraordinar de bine, însă, în deschidere avem ud, avem un miros lemnos, un miros arăbesc, ca să știți asta, să știți la ce să vă așteptați, dar... Am vrut să-mi iau sticla full size și am zis hai totuși să-l testez înainte. Clar este un parfum de vreme rece. Măi fetelor, când se dezvoltă, exact așa este, Magic Oud. Adică este un parfum cu surprize. Trece deschiderea care nu e rea și nu e nici prea puternică sau benzinoasă sau ceva. E pur și simplu lemnoasă, arăbească, ca să înțelegeți. Dar când se usucă, miroase gurmand, miroase zaharicios, miroase a glazură, miroase a biscuiți glazurați, a prăjituri glazurate, a gofră cu miere, parcă. Când se usucă, este o vanilie zaharicioasă, tonka, ceva. Este un parfum cald, este un parfum puternic și foarte persistent. Deci dacă l-am dat pe mână, acolo a rămas. V-am zis, deschiderea m-a speriat puțin și când am văzut recenzii și acolo spuneau că deschiderea este ceva mai un pic agresivă, să zic așa, dar se dezvoltă extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. V-am zis, este un parfum de vreme rece, îmi place cum arată sticla, îl vreau, o să mi-l iau pentru perioada rece. Îmi place mult deschiderea,
Mi-aș fi dorit să nu aibă, nu deschiderea, îmi place mult cum se dezvoltă, mi-aș fi dorit să nu aibă deloc deschiderea asta și să fie direct așa, dar până la urmă asta e surpriza, ce să faci? Și nici deschiderea nu era. Chiar nu, doar că, na, îmi place mult cum se dezvoltă el și miroase extraordinar de bine. De gurmand, de dulce, de zaharicios și super, super bine. Chiar îmi place mult de tot acesta. Ok. Avem aici Cherry Cola. Este un parfum nou. Este inspirat de parfumul Mancera, cum îi zice, Tonka Cola. Și hai să-l mirosim și pe acesta. Ia să vedem. Ia să vedem. Să știți că mă așteptam la ceva mai intens din partea lui. Mă așteptam la un parfum, parcă are o deschidere așa, fructată, nu știu dacă neapărat simt cireșe, un pic de cola simt, dar parcă niște ursulețe așa de Coca-Cola, cum le zice, geleuri. Se dezvoltă mai frumos. Dar totuși mă așteptam să fie un parfum mai intens. Mai intens, mai cald, mai impunător. Mă așteptam chiar să fie prea puternic pentru mine, de aceea nici nu mi-am luat full size, deși m-a tentat. După ce l-am testat, nu pot să zic că l-aș mai lua full size, că nu este chiar genul meu. Mi se pare destul de proaspăt. Ursuleți, Coca-Cola... Știu că se dezvoltă, se mai încălzește, se mai îndulcește, dar tot nu este ce mă așteptam eu să fie. Na, testați-l pe Cherry Cola. Testați-l. Următorul parfum este Shiaka Gold. Shiaka Gold este inspirat de parfumul Dolce & Gabbana Light Blue Intense și este, văd că este redus acum pe Dubai Collection. Este la 135 de lei de 100 de mililitri. Un parfum de vară clar, cu note florale, fructate, verzi. Da, cam asta ne spune aici. Și să știți că am testat originalul recent și pot să zic că nu prea m-a dat pe spate. Mi s-a părut că are ceva ascuțit în deschidere, pentru că am testat mai multe parfumuri și nu știu cum se dezvoltă originalul. Însă pot să vă spun că acesta nu este atât de, nu are partea aceea ascuțită pe care am simțit-o eu când am testat în magazin. Da, este un parfum de vară, fresh, proaspăt, cu note verzi florale, exact așa cum spune și aici în descriere, și fructat citric. Verde fructat citric. Așa miroase bine, este proaspăt. V-am zis că originalul avea ceva mai ascuțit în el. Acum nu știu dacă am simțit eu bine pentru că testase multe parfumuri, dar mi se pare așa un parfum de vară basic, ca să zicem așa. Și mai avem două. Hai să trecem la Opulentia Imperial. Sau Opulentia, da. O să vă scriu pe ecran. Este un parfum inspirat de, tot așa, de un Creed, ia să vedem. Este inspirat de Creed Millesime Imperial și să știți că îmi place extraordinar de mult. Am vrut să mi-l cumpăr pe acesta full size, însă am citit eu niște recenzii despre Creed și... ceva m-a dat înapoi pentru că spunea cineva că s-ar duce mai mult în zona masculină. Dar ce pot eu să vă spun? Că, ia să vedem, da, este moscat. Este un parfum moscat, un parfum curat, unisex. Nu se duce în zona masculină, poate fi purtat și de către femei și de către bărbați și este foarte plăcut, foarte... diafan așa, mă duce cu gândul la Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt.
și mie acela îmi place foarte mult, este favoritul meu din această vară și simt și aici partea aceea muscată pe care o simt acolo. Nu este un parfum foarte puternic, este numai bun pentru vară, pentru vacanța la mare. Îmi place mult cum miroase acesta și are o sticlă foarte aurie, așa, și foarte opulentă. Se simt și ceva citrice în el, dar este un parfum moscat, curat, foarte plăcut. Foarte relaxant, așa cum îl simt și pe Jo Malone. Chiar este frumos. Chiar este frumos. Și ultimul pe care îl avem aici este Kisa. Kisa are o sticlă superbă, superbă și parfumul este foarte, foarte frumos. Aici avem o explozie de fructe, o explozie de citrice, parcă se simte și lime, și lămâie, și portocală. Miroase foarte bine, se dezvoltă foarte frumos, are și musc, este și curat, și fructat, și citric. Este ceva mai vesel, ceva mai efervescent. Foarte frumos este Kisa. Pe Kisa îl văd potrivit pentru vară, dar este... este ce aș vrea să fie... cum îi zice? Și Aca Gold. Da, mai mult îmi place acesta pentru vară, este mult mai vesel. Și v-am zis, este o explozie de citrice și cu ceva verde, dar un lime mai degrabă decât ceva verde, adică nu frunză, simt mai mult lime, coajă, coajă de lime. Miroase bine și să știți că se dezvoltă foarte frumos. Acesta ar fi cumva în zona erba pura, chirche. Eu nu am testat chirche și erba pura, parfumurile originale, dar am mai testat clone și mi-am făcut așa o idee despre cum miros ele. Și aici este o combinație între cele două, însă când se dezvoltă, se îmbracă așa într-un musc, devine un parfum fructat, curat, plăcut, rotund. Îmi place. Îmi place acesta Kisa. Nu știu dacă o să-mi iau full size, dar miroase bine, îmi place. Chiar sunt curioasă dacă ați testat și voi dintre aceste parfumuri și ce părere aveți, ce parfumuri îmi recomandați și voi de pe Dubai Collection. Pot să vă spun că din clipul acesta nebunia nebuniilor este Metallico, care v-am zis că este o ciudățenie de parfum. Și nu vreau să mă pronunț dacă îmi place sau nu, pentru că vreau să văd cum se dezvoltă, cum se comportă și pe frig. Momentan nu vreau să mă pronunț în legătură cu el. Ce vă recomand eu este să-l testați înainte și să nu-l cumpărați blind. Sper că v-a plăcut acest clip. Vă rog să-mi spuneți și voi ce preferate aveți de pe Dubai Collection. Dacă faceți cumpărături, puteți să folosiți și codul meu CC05 să mai aveți un mic discount. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să apăsați și pe clopoțel, să fiți notificați atunci când postez ceva nou și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!